Primele fonduri europene au ajuns la Iancă prin intermediul a două proiecte depuse pe cele două galuri din zona de sud a județului. Cei 250.000 de euro au fost folosiți pentru amenajarea unui parc și transformarea radicală a căminului cultural din localitate. Am reușit, investiția nu a fost mare, 50.000 de euro, a fost o sumă mică, o sumă modică pe toate comunele din gal, s-a împărțit în mod egal și noi am reușit să facem acest parc. Căminul cultural a fost realizat pe Pop, pe prietenii pescarilor olteni, un alt gal funcționează la Corabia și căminul, reabilitarea totală și interioare și exterioare și dotări, costumație pentru copii, începând de la opincie, fote și toate celelalte, instrumente muzicale și toate aranjamentele interioare, investiția ridicându-se la 200.000 de euro. Recent, autoritățile locale au primit finanțare pe măsura 7.2 pentru introducerea apei și canalului în localitatea ce dă numele comunei. Lucrările urmează a fi demarate în scurt timp, iar finalizarea lor va schimba mult în bine viața oamenilor din localitate. Presupune apă pe tronsoane de 24 de kilometri, canalizare pe aceleași tronsoane și stația de epurare pentru apele uzate. Concomitent pe bani de la guvern se lucrează la alimentarea cu apa satului Potelu după ce anul trecut s-au asfaltat din aceeași sursă mai multe tronsoane de drumuri în lungime totală de 3 km și jumătate. Deși puține, fondurile proprii le-au permis celor din fruntea localității să transpună în practică o dorință a locuitorilor, în special a celor tineri, de a avea un loc unde să petreacă la zi de sărbătoare. Acest corp pe care îl vedeți aici pentru nunți și alte evenimente e amenajat din fonduri proprii, din banii care am avut și noi în fondul de rulment, impozite, taxe locale, am reușit să chivenisim banii, să-i strângem și să realizăm acest obiectiv la cererea copiilor tineretului din Iancă, care toți ziceau să le facem cor de nunți, să aibă unde să facă botezuri, nunți, chiar și alte manifestări onomastice și tot felul de evenimente familiale. Administrația locală din Iancă este decisă să continue să întocmească proiecte pe baza cărora să obțină fonduri europene, conștientă că doar astfel localitatea se poate dezvolta într-un ritm mai alert.